Ieri, aseară, am luat o hotărâre în cadrul biroului executiv de presă, în care am stabilit un mod de lucru cu presa, și anume să avem comunicatori stabiliți pe domenii, și anume o să vă trimitem într-un mail toți comunicatorii cu date de contact și domeniile respective. Eu o să vă dau citire comunicatorilor pe care noi am aprobat aseară ședință, și anume domnul Cornel Ghițescu pe economie și pe politică, domnul Paul Mitrache pe cultură și asociații de proprietari, agricultorul, altul mai scrie cultură, domnul Gabriel Zanfir, învățământ, cultură și medii de afaceri, domnul Ion Nanu, învățământ, doamna Anișoara Stănculescu, social și sănătate, domnul Emilian Caută, sănătate, și domnul Romul Sion, pe învățământ. Deci, dumneavoastră sunt oamenii pe care puteți să-i contactați pentru punctele de vedere cu aceste domenii, și bineînțeles că președinții, eu și domnul președinte executiv, domnul Ghina, care stăm la dispoziție în permanență. Și ceilalți, dar în special dumneavoastră, comunicatorii noștri pe perioada următoare. Și cu siguranță și mai apară și alții. De asemenea, vreau să prezint din nou pe domnul Nan, care începând de aseară participă efectiv la activitatea biroului executiv județean. Nu avea activat la municipiu, a fost și candidat pe lista de la municipiul Craiova, dar acum a venit lângă noi la județ să ne ajute cu tot ce poate dumneavoastră. Aș vrea să spună ceva cu Inter, în primul rând, și după aceea să-i rog, începând de la domnul Zanfir și pe domnul Ghițescu, din punctele de vedere pe temele de astăzi. Și după aceea, să stăm la discuție cu vă spun întâi bună ziua tuturor. Cred că, odată cu pensionarea oricui, părerea mea, nu trebuie să înceteze orice fel de activitate. M-am gândit că dacă eu pot să fac ceva pentru, direct sau indirect, pentru comunitatea în care trăim, vă voi fi foarte bine în continuare. Vă văd un om activ și cred că pot să fiu încă util. Este o experiență pe care o încerc, experiențe care au până acum și care au fost legate strict de învățământ ca profesor de matematică și în ultimii 10 ani și ceva ca director al Colegiului Dat Frate Iuzești, nu? Îmi dau speranța că voi putea face lucruri bune și în această calitate. Care vă mulțumesc! Bun și noi, domnul Zanfir, vă prezentați. Bună ziua, sunt și eu. Astăzi am să vă prezint un proiect legislativ inițiat de copreședintele PND la nivel național, Ionuț Negoi, de susținerea unei legi în Parlamentul României ca toate companiile și toți operatorii de telefonie mobilă să-și exprime prețurile în lei și nu în euro. Considerăm că este inadmisibil ca multinaționalele din sectorul telefoniei mobile să mai aibă posibilitatea de a calcula în euro prețurile la produsele și serviciile lor. România nu este în zona euro. România are o monedă națională care trebuie respectată ca atare. Lezarea monedei naționale considerăm că înseamnă lezarea demnității noastre naționale. Sperăm ca în perioada imediat următoare să strângem semnături pentru o inițiativă legislativă care să pună capăt lipsei de respect a multinaționalelor față de consumatorul român. Acesta a fost defavorizat în toți acești ani. Nu este târziu să oprim atacul la buzunarul consumatorului român. Reclamațiile și cerințele legitime ale acestuia nu mai pot fi ignorate. Prețurile la abonamente, cartele și celelalte servicii trebuie să fie calculate în lei. Suntem convinși că vom avea o astfel de lege încă din această toamnă. Operatorii din piață trebuie obligați să calculeze un preț fix în lei și nu în euro pentru toate produsele pe care le oferă cetățeanului român. Logica financiară a zonei euro este incompatibilă cu realitatea noastră de țară, care se află în afara acestei zone. Nădăjduiesc că împreună cu colegii mei din TLD Dolci să strângem până în toamnă aproximativ 10.000 de semnături în județul Dolci.
pentru a susține această inițiativă legislativă. Fac apel la sutele de mii de consumatori ai serviciilor și produselor de telefonie mobilă din tot județul să ni se alăture în această campanie și să semneze pentru această lege să devină realitate în această toamnă. Vă mulțumesc! Bună ziua, eu o să vorbesc despre sănătate. În România știm cu toții că sănătatea este un domeniu prioritar, dar, din păcate, numai la nivel declarativ. Pe plan local este nevoie de o strategie nouă în bătălia cu bolile oncologice. Dojul se află, din păcate, pe primele locuri în clasamentul național al noilor diagnosticați cu cancer de colon. Circa 400 pe an. De 4 ori mai mult decât media națională. Și, din nefericire, se află și pe primele locuri în cazul deceselor din cauza acestei maladii cumplite. Alte doși consideră că dotările spitalicești pentru prevenție ar fi o parte importantă a unei noi abordări a acestei probleme. Dacă în tratarea acestei boli ne lovim de lipsa paturilor în spitale și până la folosirea unor aparate care ar fi trebuit casate cu mai bine de 5 ani în urmă, în acțiunea de prevenție am putea fi mult mai determinat să acționăm deoarece costurile ar fi mult mai mici. Alde Dolci propune ca viitorul guvern să ia măsura ca odată pe an toți cei trecuți de 40 de ani să aibă dreptul să beneficieze de o colonoscopie odată pe an. Ar fi o măsură care, completată cu campanii noi și inteligente de informare și conștientizare asupra riscurilor acestei boli, ar ajuta la evitarea unor cheltuieli atât în domeniul public cât și în domeniul privat foarte importante. Știm cu toții că prevenția este mama înțelepciunii, așa spune o vorbă din popor, și că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră pentru că ea este bunul nostru cel mai de preț. Mulțumesc. Mulțumesc. Da. Bună ziua și din partea mea. Eu o să mă refer la câteva aspecte legate de starea economiei. Subiectul este vast, uriaș, ar fi greu de acoperit într-o conferință de presă, dar o să mă refer la câteva chestiuni de interes general și la o problemă de interes local, care probabil interesează cea mai mult. Vorbim despre starea economiei și știm că starea economiei determină tot mersul societății. Și cultură ca finanțare, și învățământ ca finanțare, și sănătate, și bunăstarea fiecare dintre noi. Dacă înainte de sfârșitul anului 2015, datele statistice de creștere economică s-au regăsit într-o îmbunătățire a situației fiecărui cetățean al României, sunt arhi cunoscute redările la salarii, la pensii și așa mai departe, tot ceea ce se stricase cu câți bani înainte. În anul acesta, după schimbarea de guvern la sfârșitul anului trecut, schimbare, așa cum am mai spus, făcută în niște condiții încă neclare și pe măsură ce trece timpul mai apar chestiuni surprinzătoare pentru acea schimbare, s-a considerat totuși că acest guvern de tehnocrați, de specialiști, ar putea să facă ceva pentru economia României, detașat de influențe politice și așa mai departe. Din păcate, dacă la început au existat ceva speranțe, foarte repede acestea s-au transformat într-o dezamăgire. Oricare dintre noi putem să, fără să avem o perioadă de specialitate, putem să observăm efecte dintre cele mai nefavorabile și de moment și mai ales
cu efecte în perioada următoare pe termen mediu și chiar lung. Este un subiect des adus în discuție în presă, în societatea civilă, problema absorbției fondurilor europene. Am trecut de jumătate anului și suntem încă la zero. Oamenii zilele trecute am auzit că ar fi un procent de 0,18%. Probabil că s-o mai fi plătit vreun studiu din acela făcut de cineva, într-o garsonieră. Acest lucru, pe de o parte, are efect dăunător asupra investițiilor curente în acest an. Situația investițiilor este dezastroasă, putem spune. Și dacă ne gândim că sunt anumite domenii economice la care inerția este foarte mare și a măsurilor bune și a măsurilor proaste și a lipsei de măsuri, ne așteptăm ca în perioada următoare să resimțim, din păcate, pe pielea noastră efectele acestei perioade în care nu am reușit să absorbim nimic și din câte se vede în viața publică, nu s-au făcut demersuri nici pentru anul viitor. Adică să știm că s-au elaborat documentații, să vedem că se organizează niște licitații. Știm cu toții că o licitație pe o lucrare de anvergură, până când se adjudecă și rămâne adjudicarea definitivă, durează câteva luni de zile. Ori dacă tu acum nu ai anunțat public o licitație importantă, o licitație semnificativă, rezultă în mod evident că începutul anului viitor o să fie tot zero. Și cine știe cât o să mai dureze, indiferent ce schimbare se va produce la alegerile de la sfârșitul acestui an. Nimeni nu poate să facă minuni peste noapte. Așa cum în prima parte a acestui an, guvernul de tehnocrați, mă rog, se folosesc termenul birocrați, s-a lăudat cu niște situații, cu niște elemente pozitive, care de fapt reprezentau efectele din inerție ale activității guvernului. Așa și anul viitor, cine o să preia puterea, o să aibă o primă perioadă de început foarte grea până când să readucă lucrurile pe făgaș normal. În afară de această problemă, am insistat asupra ei pentru că, dincolo de cuvinte, are și va avea urmări foarte grave asupra economiei românești de ansamblu și a fie și a vieții noastre de zi cu zi. În afară de asta, acest guvern care, fiind un guvern pe o perioadă limitată, nefiind un guvern politic, nu ar trebui să-și facă probleme de mare perspectivă și de viitorul mediu, pe termen mediu și lung, și a găsit de lucru să atace unele chestiuni deja puse la punct și care trebuie să se deruleze conform unui calendar aprobat cu consensul larg al tuturor grupurilor politice din România. În ultima săptămână au apărut două anunțuri importante din partea acestui guvern, anume că ar dori să reia în discuție măsurile de relaxare fiscală. Măsuri care, așa cum spuneam, au fost stabilite și aprobate în Parlamentul României cu majoritate largă, dacă nu cumva chiar cu unanimitate, de către toate forțele politice existente. Noul cod fiscal, după ce s-a întors odată în Parlament, a fost revăzut și în final promulgat legea noului cod fiscal promulgată de președinte, ar vrea actualul guvern să reia în discuție acele elemente. Actualul guvern mai are cu 4 luni de activitate. Plus că să reiei în discuție ceea ce odată s-a discutat și s-a pus de acord, dar nu e un lucru normal. De asemenea, acele măsuri de relaxare fiscală vin să îmbunătățească cât de cât viața oamenilor în general și, în mod deosebit, vin cu niște facilități pentru întreprinzători, pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt sufletul economiei. De asemenea, ne anunță SENIM actualul guvern, că pe primele 6 luni de zile are deficit la încasări de la buget de 3,9 miliarde de lei, deci aproape 1 miliard de dolari, și ar fi corect să facem o comparație cu primul semestru al anului trecut, când era un excedent la încasările bugetare de 4,2 miliarde.
Deci, cu aproximație 0,6% din produsul intern brut. Modul în care funcționează acest guvern te face să presupui orice la un moment dat, inclusiv faptul că nu e atât de interesat de bunul mers al treburilor în România, mai repede ca rațional la unele directive, unele ordine venite din exterior. Sigur, e mult de discutat pe această temă. Dar ceea ce mi se pare nou, cu totul surprinzător, este faptul că un partid care se revendică ca fiind de dreapta, așa cum este PNL-ul, susține în continuare acest guvern, bat pe unele locuri în laudă, iar în ultima vreme face o curte intensă diferenților unora dintre membrii guvernului să se înscrie în PNL, să candideze la alegerile parlamentare și așa mai departe. Dar nu ne surprinde acest lucru și ALDE, care a făcut parte din guvernul plecat, așa cum am zis, la sfârșitul anului trecut, și sperăm că va face parte din guvernul care o să vină după alegerile la sfârșitul acestui an, are cu totul altă poziție și, cu siguranță, dacă lucrurile vor evolua așa cum ne dorim, cu toate dificultățile cu care va începe anul viitor, sperăm că într-un timp foarte scurt să se revină pe creșterea economică, iar ca efect, așa cum am spus, când început să se vadă efectele în nivelul de trai al populației, sperăm să se revină la o asemenea situație. Acum, venind la zona noastră, pe plan local, este un subiect deosebit de interesant pe care, de asemenea, noi l-am remarcat și vrem să exprimăm punctul de vedere și, de asemenea, să exprimăm și să sprijinim demersul pentru rezolvarea problemei. Este vorba de fabrica de aviane din Craiova. Este una dintre mărcile de mare, dacă îmi permiteți un joc de cuvinte, ale Craiovei, în domeniul industrial. Pe platforma de vest a fost combinat cu Satus, mai e termocentrala cât mai e din ea, pe platforma de est a fost electrocutere care s-a dus, a fost întreprinderea mașinii și tractoare care, sigur, s-a redresat într-un fel anume, încă mai există, iar fabrica de avioane este una dintre puținele de acest fel din România și chiar din Europa de Sud-Est. Va ajunsese la un moment dat să fabrice un avion foarte performant, cu care România a ieșit în lume și a fost apreciată, inclusiv de concurența în acelor domeniul de lume. Această fabrică, pusă în funcțiune în 1972 și care la Revoluție atinsese 4500 de oameni, se zbate de mai multă vreme într-o situație destul de incertă. De bine de rău, de ceva vreme se plătesc salariile la timp. Dar de la 4500 de salariați cât avea în 89, în 2010 mai avea în jur de 2000, iar la ora actuală are ceva 300-330 de salariați, care trăiesc în prezent din repararea sau modernizarea unor avioane pe niște contracte pe care nici prăvălea nu le-am putut accesa direct, nu au fabrica accesat direct, ci le face în colaborare la o firmă din Grecia, acum una din Israel, și s-a ajuns o fabrică cu capacitate de producție impresionantă să stea în 300 de oameni care își câștigă salariile din diverse prestări în acestea de servicii, onorabile de altfel, dar oricum mult prea mici față de posibilitățile fabricii. Fabrica, de-a lungul timpului au fost multe probleme, au apărut și în presă, care au condus la această stare de fapt. Dar la ora actuală, fabrica are întocmit un program de restructurare care prevede diferite măsuri privind restructurarea propriu-zisă și include și o propunere de ajutor de stat. Dacă problema salariilor s-a rezolvat într-o oarecare măsură, moștenirile din perioadele anterioare de conducere își produc efectele și în prezent și există datorii și către bugetul de stat și către unii furnizori.
În paranteză fie spus, această fabrică, care acum trăiește așa la minim de subsistență, a populat Craiova și Dorșul cu cei mai buni întreprinzători particulari în domeniul construcțiilor. Cei mai buni constructori din Craiova sunt foști ingineri de la fabrica de avioane. De asemenea, mici fabricuțe de produse industriale, metalice, de confecții metalice. Sunt foști specialiști în cadrul fabricii de avioane din Craiova. Nu e rău acest lucru, că s-au dus oameni foarte capabili în aceste domenii, dar este păcat, pentru că ei au o pregătire de specialitate net superioară activităților pe care le desfășoară în prezent. Și este păcat ca de această pregătire să nu beneficieze o unitate industrială cum este fabrica de avioane. ALDE va cere ca viitorul guvern să găsească o soluție și să abordeze această problemă ca o primă prioritate sau printre primele priorități de guvernare și să se găsească o soluție, fie acordarea acestui de stat, fie ștergerea datoriilor, fie convertirea lor în acțiuni sau în obligațiuni de stat. Sunt soluții care s-au aplicat în cadrul unor alte unități economice din România și nu trebuie să ne ferim de cuvinte. Ajutorul de stat e o posibilitate legală de a ajuta un agent economic să își revină. De aceea, noi, sesizând în toate nuanțele situația grea în care se află fabrica de avioane, dar și posibilitățile mari și potențialul mare pe care are această fabrică pentru ea în sine și salarii, dar și pentru industria Dorjului, în mod deosebit, și chiar industria României, noi o să acționăm cu insistență ca nou guvern să trateze fabrica de avioane așa cum trebuie și ea să ajungă să trăiască pe propriile picioare, așa cum ajunsese înainte de 90, în perioada 76-90, această fabrică era o fabrică din elită.